Știți cam ce cere dumneavoastră? E ca și cum aș fi, fac o comparație cu etalionul Ion Mărăriu și aș ajuta cu sărbăți cu aureole boreale. Cam asta este efortul cei care l-aș face, evident, fără niciun fel de subținut în această urmare. Cam același lucru vă pot spune și dumneavoastră. Dacă e vorba să vorbesc de partizan, permiteți-mi să mă ridic în picioare. Fiindcă am făcut parte într-o organizație, eu am inginerat, cum spun de aerau 2, Dumitru Caraunț și Iancu Caraunț, am făcut parte dintr-un comitet de militar și toate lucrurile mergeau pe cum gândeam noi, evident, că imatur, sau după cum cei care după 44 și înainte de 44, să vă aminte cei care sunt istorici, și am ce ne-am spus, mă încheveți-vă cu rușii, nu? Ca și cum rușii ar fi fost cine știe ce națiune, evenție, cine știe ce știe, adică principii morale și așa mai departe. Bun. Noi eram atât de bine organizați aici, vă rog să-mi scuzați, să zic, putezanța, fine, poate chiar și o notificare superioară, fiindcă, într-adevăr, dacă începea un conflict, Potenia era ocupată pe timp de, să zic, 3-4 zile, maxim o săptămână, nu? Era ocupată de noi. Aveam toate deplasările unităților, fie de Tifan, fie de motomecanizată sau chiar de militate, peste tot. Ulterior, în planul noastră, vă rog să citiți, să nu vă imaginați că vă spun niște povești, ulterior, urma să ne retragem pe un aliniament de la, să zic, Curejul, pe linia subcarpatină, până cât puteam să ținem legătura cu țării, cu Iosar. Lucrurile acestea au fost teoretizate, evident, am avut sute și sute de oameni care i-am mobilizat. Norocul nostru că acei coloneli care îi aveam în compoziția executivului mai degrabă au îndurat torturi decât să spună, că altfel am fi intrat cu Ghiotora în pușcărie. În ceea ce privește o mișcare de rezistență, v-aș ruga dintr-un început să rețineți. Am fost națională, cum s-a spus, pe teritoriul unei etnii. Că a fost o mișcare provocată și nu, eu știu, împinsă de mașină ce, să zic, mentalități, idei destrușice. Hai, domne, să ne ducem la vânătoare și dacă nu găsim vânat, să începem să ne împușcăm fie pe între noi, fie să împușcăm pe cei care ne-ar întreba ce căutăm în munte. Poporul ăsta român, așa cum îl știți, nu știu, cei mai caracteristic pentru el, uită mai repede binele sau rău. Eu cred că rău, atât timp cât l-am mult pe creșiță, ca încă de masă atât de creșiță, ține acolo. Și erau niște derbei de idol. Era pe la munte niște derbedei care i-am pus de cu votul pe labe. Și nu spune asta înainte de 89. Ne-a după. Și zeci, sute, mii de oameni am ascultat. Că noi de la munte eram niște derbedei. Aș putea spune așa ca să vă mulțumesc pe dumneavoastră, că și un vașnic, să zic, ce doctora academician, vorbea despre noi, bandiții din munte. Mă rog, asta era părerea dânsului, dar oricum cetățeanul respectiv nu a umblat după noi cu batalioanele de securitate și nici nu se gândea dacă prinde pe care va rănit, fie rănitul, domnul ne-a s-a ducea în derăt
sunt niște legi pe care ne-am apucat dimineața ca să vorbesc de tipologia partizanului, să vă spun condițiile partizanatului. Fică una e ce facem aici, acum și nu e prea cald, și alta e să stai la minus 20, 22, 22 până la 28, 29 de grade, când îți îngheață ce? Acum, în termoaie. Sau cum poate visco, și care te smulge. Iar carpații noștri, hai să vă dau câteva anunții de partizan. Erau trei tipuri de ascunzători. Și vă dau așa, la feserite. Nu, nu putem, nici dumneavoastră nu mai puteți să recepțați, aș putea să spunem. Era partizanatul de sat, foarte important. Satul pentru noi a însemnat existența. Vă rog să rețineți că nu degeaba Lucioara și-a pierdut aproape jumătate din populație. Și Bretetul, și dacă ar fi să o iau de sus până în jos, că ar trebui să o iau cu prima formă de partizanat, a fost cea din mai-iunie, împotriva eliberatoare armatii ruși. Când s-au fost ei, vor jur de 30 din batalionul fix, s-au strecurat în spatele războiului venise, frontul venise până în Bucovina. S-au strecurat în spatele armatii sovietice și a prins ce? Văd că oamenii, parcă da, a prins un comandament călare, erau ruși venise cu mușel și i-a prins într-un foc încrucișat, i-a curățat pe toți. Ele, pe ulterior, au făcut și greșeală. Și cineva aici care e cu colegii al meu, care știe ce soartă a avut. Au făcut greșeală, o greșeală de imaginat. Aici fac o altă paranteză ca să credeți chiar că discutăm pe lucruri vii. În Polonia, dacă îndrăzneli armia Craiova, peste un milion și ceva de oameni care au luptat în această armată, a mândrii naționale, această armată care s-a încălzit la un moment dat, îi vânau sau trăgeau ei și împotriva rușilor și împotriva nemților. Iar cea mai mare greșeală, vă spunea ca istoric pe care a făcut-o nemții și a costat vreo 50.000-60.000 de oameni, a fost că ne-am lăsat, să zic, nu s-au retat din Vașovii. La întâi, Marea Răscoală Poloneză, așa cum în Ungaria, când vorbește Marea Răscoală, din secolul ăsta spui de 56. Sunt singurii care au primit, nu, și eu, bine, nu ca la noi, și acum la noi încă să mai e. Sunt unii care mercesesc, unii care au pe bune de plate. Vor și ei să li se dea în rețea și au pierdut. Dar numărul a fost clar, 6.000 de dolari și numai cei care au participat la Marea Răscoală Maghiară, aceia aveau dreptul să obțină până la castele. Da, autentici. Nu, cam pe la noi, când au apărut fel și fel de... Dar mă întorc. Sunt... sau... N-ai încotro. De multe ori, partizanul este și produsul reliefului. Una e să faci partizanat în codii Babadagului. L-am avut, l-am cunoscut și am prieteni de mine, Ion Cortan. Cioc! 4 clase, cam așa. Am venit la iarna. Nu l-am văzut pe Cocucui, fiindcă n-am putea să ne vorbim cu dumneavoastră acum. Dar știu ce înseamnă lupta în păduri. Pădurea care știți că nu este de brad, și cea mai teribilă pădure, cea care ne oferea pe postul cel mai de aproape și cel mai sigur era pădurea care nu permitea batalioane, care nu niște copii, așa cum a spus dumneavoastră, erau de... își făceau... Da, termenul respectiv. Este pădurea de jep, domnule. Vă rog să vă duceți să spălați munte și să mergeți, de exemplu, dar așa un exemplu, pare eu când am adus o carte, dacă mi-am propus, dar bățineza mea. O hartă a retezatului și a Văicenii, unde mi-am petrecut eu zăzit câtva timp într-o acțiune în aceasta de acoperire, să zic. Pătura de jepți este o pătură care nu permite, fiindcă pentru copaci, pentru brazi, pentru temă de foraie, te poți strecura. Pădurea de șef, însă, îți permite
să ai un timp de retragere. Al doilea, adică, când vreau să încep cercul, al doilea nivel al partizanatului este o prelungire de perimetru sătesc. Perimetru sătesc care reprezintă viața și moartea pentru partid. O să mă întrebați de ce? Fiindcă povestea cu aprizonarea cu prim vânătoare este o gogoriță. Vă mărturisesc că am tras-o după un ZB Ciocovac, cândva prin 1990 veneau foarte mulți care îmi spuneau că au participat, au fost partizani și mai departe, și evident că luasem și eu din cumpărul de la Muzeul Militar ceva armament din asta obișnuit de epocă și îl puneam pe masă și întrebam cu ce ai luptat? Cu ce? Păi cu ce? Nu mai întrebam unde ai luptat, că veneam și cu hărți. Normal. Dar la epoca romantică noastră, când trebuia să ne cunoaștem. Vedeți noastră, în lupta asta care se dă și când te-ai pus mâna pe metalul armei, deja ești alt om, apropo de tipologie. Deja știi pe zis că, și știi și cu cine stătea de vorbă, bineînțeles, știi că dacă te desprinzi de ea, ești un om mort. De aceea, primele bufnii lovituri care le-am primit după ceapă, nu? A fost de la ofițerul care ne-a comandat și care m-a găsit că îmi țineam arma, era un Daimler Bur, așa, o țineam în dreapta, la culcare. Iar cine a îndrăzit să aducă o grenadă jos, nu știu cât a scatoace bune, fi cu o grenadă, înăuntru face cât o mină, pur și simplu, afară. Să zic, etapa a doua, linia a doua de partizanat era linia aceasta în care vezi satul. Avantaj. Ești aproape de aprovizionare. Doi la mână, vezi când intră securitatea, când vin mașinile. Greșeală mare pe care au făcut-o cei de la Muntele Mare, domnul, care și-au zis, domnule, facem ca rezistența din Franța. Păi, mă, frățioare, ți-ai fi spus cineva, tu, Davija, erou, frunzele de stejar la Kerci. Experiență teribilă. A scăpat din cu ultimele șalupe de la Sevastopol. Mă rog, ofițer de elită. Dar credea că poate să polarizeze, eu știu, să polarizeze ceea ce n-avea pe cine. Și că țăranul nostru n-a fost un țăran care nu știa ce înseamnă crocotropitorul, nu știa ce înseamnă armata care venise peste 800 de mii, nu zic un milion că e exagerat, nu știu, de 700 de mii. Au fost cei care au rămas după înghierea păci. Așa zis, ca să facă o legătură între trupele din Ciocovacia sau din Austria cu pretexte, bine. Când lucrurile începeau să încurce și când vatra satelor erau ocupate de batalioanele de securitate, și aici aș putea să vă spun, am pus mâna pe pregătire mâșavă, dar evident că ei erau degrați, deci înseamnă ordinul primit. Distrugerea unui tabere, puțin de masă, știți, s-a hotărât în 48, deci așa, să se facă o tabără undeva la munte, unde să aruncăm pe cei care erau urmăniți de acoapă. Și s-a hotărât pe la coaba mălinului, nu știu de masă, știți careva care cunoașteți regiunea Bistrița Gorez, undeva într-un diverticul într-o vale, locul n-a fost fericit, s-a instalat acest cuib de refacere, că erau foarte mult urmăriți, într-o cazul de o eventuală ofensivă, băieții, cam 40 au ajuns să ceară din urmă, de un punct care putea să radieze. În perspectiva aceea,
funambulească că ar fi venit americanii, nu se gândeau să înceapă al doilea război mondial, cât despre englezi era îngăleată, francezii procedau cu Stalin și are o expresie teribilă, generalul Șaie spune, o discuție cu Maniu. Mi-a părut rău că l-am înșelat pe acest bătrân, spunându-i să aibă nădejde și să lupte mai departe. Asta spunea atașatul militar. Și altele, până dimineața, putea să vă spun ce a însemnat marea escrocherie. Marea înșelie a occidentului. Nu mai spune trădarea, e o chestiune psihologică. Trădezi, ai motivele tale. E adversarul tău. Michelie e așa. Asta a făcut lumea. Ei aveau nevoie, în special americanii, englezii mai puțin, nu știu cum i-a venit problema, nu erau deja îngăleată, dar americanii aveau nevoie după 4-5 ani, 4 ani și ceva, să spună că rușii sunt într-adevăr ceea ce erau. Și că Roosevelt a fost tras pe scoară. Vă recomand niște cărți, clar. N-am timp acum să vă le înșir. Al treilea nivel, registru, era dincolo de 1200, de 800 de pădurea de forase, pădurea de prat masivă, nu? Și mergea până sus. Nu vă mai spun ce caracteristici avea. Pădurea de prat îți oferă adăposturi subterane destul de facil. Însă atunci când se făcea pieptănarea și când omul era de 5-5 metri câte un loc, câte un punător de munte, depinde. M-au băgat și batalionul de securitate, au folosit și aviația, domnilor. Și am avut grijă să, pe o așa, că o potinești în cine sunt, să stau de vorbă cu cineva care mergea cu nu mai reții în tipul avionului, dar care filmau pe cei din Barat. N-avem timp acum, poate altă dată, inițiatorii de astăzi, care o le mulțumesc din suflet, să încearcă să facem mai multe, să zic, localizări. Una însemna rezistența pe nordul Făgărașului, alta însemna pe sudul Făgărașului. Și ca tipologie, sau una însemna divizia, sau ce să vă spun, nordul nostru de rezistență, nu? Și asta a însemnat o rezistență dusă de trocan și cu ai lui, așa o să scrie cuvântul, dar cum așa, nuanță oarecum, să zic, umoristică, din cotul Carpaților sau de lângă Severin. Ultima linie, nu, de acolo nu te putea retrage decât cu duhul, erai deja mort, era peste 1800 de metri. Avantaj. Ai valea deschisă. Ai posibilitatea, dacă știi, și se poate să nu știi, că intrarea într-un adăpost, adăposturile sunt mici. Sunt în bortă și sunt toate la capătul unui păleaș. Mă întrebați de ce, evident, ca să nu meargă. Dușmanii noștri cei mai mulți, vă mărturisesc că personal am tras foarte mult, tocmai în ceea ce iubesc eu, în câini. Deci erau cei mai ticăruși. E, acestea de posturi au fost făcute greu. Într-una de fost ca cel care vi l-am descris eu, au stat un an de zile, o iarnă, l-am venit să discuta cu Ani, să discuta cu iernile, câte iarni le-am paisat. Și discuția care am avut eu, zic că iarna era cum temperatura cobora până la -30 de grade, vântul era înspăimântător. Și n-aveai voie că te pomea camaradul să faci foc. Decât când bătea vântul. Adică vântul îi se bea fuiorul, se fum și nu se vede.
De multe ori, atunci când adăpostul era chiar în buza pădurii, se cobora în pădure, pădurea acționează ca un fel de perdea, un fel de, ce să zic, umbrelă, și lasă, cu greutate lasă să se vadă fum. Și că fumul este cel mai teribil indiciu pentru cei care știau că sunt cu binoculurile puse pe creste. Mai avea un avantaj, creasta, în special creasta Făgărașului. Creasta Făgărașului este o catenă de 80 de kilometri, fără niciun fel de traversare. Există o șa între surul și scara, 2100 de metri, pe care au folosit-o nemțe în 1916. Și au avut noroc, ghinion, să-l aibă pe generalul Cantacuzinor, tânăr capitan. Și a prins cu Moșești și a tocat pe nemții după ce au dat la vale către turnul roșu. Și a prins, tocmai ce, corpul alpin bavarez, elita armatei germane. Am încercat să răspund că acest ultim punct de rezistență era cu avantajele pe care vi l-am spus, în sensul că vedeai inamicul, cu avantajele că puteai să te ascunzi bine de tot, dar prezenta și un dezavantaj. Că puteai fi ocolit, nu? Nu puteai să stai pe crestă. Trebuia să adopți o atitudine de 2000-2200 metri. Vă dau un exemplu. În 20 februarie, Aline, ai văzut fotografia, mi-a rămas salvată, fiindcă n-am văzut la mine acasă, nu? A fost la fratele meu și a salvat. Este o fotografie unde un grup al nostru, un grup din trei, aveam șase, nu? Și am primit ordin, stupid, ca toate care s-au dat, ca majoritatea de ordine care trebuie, să sărim și pe coama cacuaților și să luăm în regiunea retezatului, mare și mic, să luăm platformele de desant. Și au făcut două grupuri, grupul A, Craiova, grupul B, București. 3 și 3. Ne-am întâlnit ca cu Dumnezeu, pentru că era o ceață cumplită. Noi am luat o padeș și un crac din cele care, din Valea Cernii, se urcă până la 2000 și ceva de metri, și într-o seară, într-o noapte, în Valea Cernii era o pădure extraordinară, știți că era februarie, dar pe urmă ne-a luat în primire o vijerie cumplită. Am ajuns pe creasta Carpaților Meridionale și trebuia să ne ducem peste ei să vedem platforma Borescu. Ce e platforma Borescu? Un fenomen karstic de un kilometru și jumătate lungime, cu o suprafață de aproape 4 km pătrați, deci foarte propice pentru orice fel de parașutaș. M-am mai găsit și altele, mă rog, le știam de ele, dar timpul nu ne-a permis, fiindcă am zis furtuna. Vă spun drept că dacă nu aș fi fost tine, dacă am 22 de ani, dacă n-am fi fost tine, n-am fi rezistat la puterea vântului. Și asta, pe cine am auzit, pe cine citiți, pe cine îl citiți, vă rog să credeți că nu există moment mai greu când crezi că vei pieri decât atunci când te bate viscol. Fiindcă viscolul era atât de cumplit, încât trebuia să dăm drumul la frânghia, la partizan, nu există, dar o folosam noi în anumite momente și ne legam ca totul să ne spulbere pe platforma aceea lucie, de gheață, și am făcut, portul l-am pus mai târziu. Ce vreau să zic? Că asupra partizanatului nostru se pot scrie încă 10 de volume. Ca figură, în primul rând, cine au fost? Din ce motive? Cum au reușit să supraviețuiască atâta timp. Și fiindcă m-am oprit și cu aceasta închei să fie cu iertare, eram la Gherla în 1950 și, deci înainte de a pleca, 54-55. Lângă mine erau, pe un pic, dormeau două personaje. Știam că era unul din Brădel, parcă, toate vreoarele topologului, nu mai știu, dar celălalt era din Ușoară. Unul era solid, gras, solid, clăcău,
și îl chema Benon Emilia și îl altul îl chema Preda. E, chiar în mod special am venit în seara asta ca să vă aduc aminte de ce am trăit cu ochii mei. Ceasul două noaptea, se deschid ușile și auzit răgnetul primului, primul să mă primul gardian, Benon Emilia, Preda cu tare, Preda și acum? Afară, îmbrăcarea! Au, Preda, lângă mine dormea pe partea dreaptă, dormea Mile. Și cuvintele pe care aș vrea să le spun celor care mai trăiesc din familia lui, m-au descoperit. De ce și cum? Și cu asta închei că ar însemna să ne prindem noaptea. Mirea Menone a făcut parte dintr-un grup, n-are rost acum să spun cuvintele, că la un moment dat a fost surprins de o formație de jandarmi. Nu erau de la din patroane, erau din San Judecăn. I-a somnat să se predea, băiatul nostru din jos și-a pus pe fapte mari și a avut o ricostă imediată, am fost pistolul mitraliere și a corăsat pe amică. S-a aflat pe urmă, s-au pus niște premii pe capul lui și în urma unui denunț care s-a făcut la Tarasova, Mina Benone a mărturisit că i-a pușcat pe cei mortal. A mers și el alături de ceilalți, pe dar n-a fost la numai la moarte, a fost un lucru de pușcărie, dar Milia n-am săluit că m-a îmbrățișat și cu disperarea asta pe care s-a dat apropierea morții. Și la ceasul două sau trei noaptea eram în castelul, în fostul castel al lui Gran Zapolia, făcut în 1522. S-a așternut tăcere, numai un coleg de-al meu, Chiselev, i-a spus ultimile cuvinte al lui Milia Benone, care se ducea, știa că zis că se duce la mare. Restul, ce să vă spun, au fost eroi și vedeți că dacă acum îmi spunea fratele meu, care era foarte bun trăgător, că dacă mai spun că am fost la munte sau dacă am fost și aproape că, să spune, cine te-a condus, cine te-a provocat, ce te-a făcut să te duci la munte. Apropo de ce se spune, că se pune la îngreare, dorința de libertate, dorința de demnitate. Nu afirm că n-au fost și oameni care s-au dus, fie că erau așteptați pentru, căutat pentru armă, fie că revenise, mai știu ce, aveau probleme cu autoritățile locale. Dar marea majoritate a celor care se bucură de această supremă decorație a fi fost partizani, au fost oameni care, în fond, ne-au reprezentat pe noi. Vă mulțumesc!